Jurnalele RTT. Știri la fix. Doar jumătate din spitalele brașovene au autorizație pentru a efectua transfuzii. Mai grav este că patru dintre ele nici măcar nu au depus documentațiile pentru autorizare. Asta înseamnă că cel puțin teoretic în Spitalul de boli infecțioase Brașov, în Spitalul Municipal Făgăraș și în spitalele din Zărnești și Rupea, personalul medical nu are voie să facă transfuzii iar pacienții trebuie transferați la alte spitale. Nici cel mai mare spital din județ și nici Spitalul de copii nu sunt autorizate, însă funcționează în baza avizelor eliberate de Direcția de Sănătate Publică. După ce în două unități medicale din București asistentele au făcut transfuzii greșite, Ministerul Sănătății a inventariat toate spitalele din țară care dețin autorizații pentru a efectua transfuzii. La nivel național, 108 spitale de stat și 34 private funcționează fără aceste autorizații. La Brașov, jumătatea din unitățile medicale nu au în prezent autorizații de transfuzii. Este drept că, din punct de vedere al condițiilor, și restul spitalelor corespund, doar că nu au primit aviz de la Ministerul Sănătății pentru modificarea structurii unităților medicale. La nivelul județului Brașov, dintr-un număr de 14 de unități care fac transfuzie sanguină, un număr de 7 sunt autorizate sanitar, conform Ordinului Ministerului Sănătății, 607 din 2013. Celelalte unități sunt în procedură de autorizare, ori au depus documentația la noi, s-a verificat în teren, ori urmează să depună documentațiile. Spitalele care nu au depus încă documentația, din motive care le-am înțeles, așteaptă avizele de la Ministerul Sănătății, sunt de la, din Brașov, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul Orășenesc Rupea, Spitalul Municipal Făgăraș și Spitalul Zărnești. Asta înseamnă că pacienții internați la aceste unități spitalicești nu pot beneficia de transfuzii în aceste spitale. Bolnavii sunt transferați la Spitalul Clinic Județean de Urgență, care nu are nici el autorizație, dar funcționează cu aviz de la Direcția de Sănătate Publică. Noi am făcut demersuri către Minister pentru modificarea structurii de funcționare a spitalului, deci de a include unitatea de transfuzie în structură și așteptăm o rezolvare a acestui demers. Și în continuare vom depune toate actele pentru autorizare. Ministerul Sănătății a cerut remedierea acestei situații până la 1 octombrie, în caz contrar, spitalele care nu se conformează nu vor mai primi sânge și produse sanguine. Parașuta sportivului decedat joi la spitalul județean s-ar fi deschis cu întârziere și incomplet. Este varianta martorilor care au asistat la accidentul petrecut în jurul orei 16 pe aerodromul Gimba, unde Marcu Marcel Ionuț, parașutist al aeroclubului Brașov, a fost nevoit să aterizeze forțat. Impactul cu solul a fost extrem de violent, iar sportivul a fost rănit grav. La sosirea paramedicilor echipajului smur de terapie intensivă mobilă, bărbatul în vârstă de 35 de ani era în comă profundă. Parașutistul a fost intubat și ventilat mecanic până la sosirea elicopterului Smurd solicitat de la Târgu Mureș având în vedere starea extrem de gravă a pacientului. Tocmai din pricina condițiilor precare în care se afla nu a fost posibil transferul bărbatului pe calea aerului. Parașutistul a fost transportat cu ambulanță la spitalul Județean Brașov, unde a și decedat la scurt timp după ce a ajuns pe secția de terapie intensivă. Sportivul nu era un începător în saltului cu parașuta, pe care îl exersase de cel puțin 50 de ori până în momentul morții. Tot un sal de antrenament făcea și miercuri după amiaza, când în timp ce executa manevra de aterizare, a ajuns la 700 de metri distanță față de locul în care ar fi trebuit să aterizeze. Pentru lucidarea cauzelor care au dus la producerea tragediei, aeroclubul face propria anchetă, în timp ce o altă investigație este condusă de Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile. Două camioane de alimente europene zac neridicate în depozitul Direcției de Servicii Sociale. După ce că nu au reușit să le distribuie, angajații direcției trebuie acum să le mute în altă clădire pentru că spațiul va fi preluat de o firmă. Colac peste pupăză, vineri dimineața sunt așteptate alte două camioane cu ajutoare de la Uniunea Europeană. Ocupați cu amenajarea de spații și căratul pachetelor, angajații nu mai au timp de anchete sociale și activitățile pentru care sunt pregătiți și plătiți. Din pricina nepăsării celor care beneficiază de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană, direcția de servicii sociale este blocată de miile de cutii cu produse, pe care angajații trebuie să le mute acum în clădirea principală, situată la aproximativ 200 de metri distanță. Datorită faptului că beneficiarii alimentelor de la Uniunea Europeană nu și-au ridicat coletele, suntem nevoiți să eliberăm depozitul unde noi le-am avut până la data de astăzi și transformăm o parte dintre ele în imobilul în care noi ne desfășurăm activitatea, iar cele două tiruri care vor veni mâine într-o altă locație. De are doar patru angajați care se ocupă de aceste alimente, însă au alte activități de bază. Cei de la Direcția de Servicii Sociale au primit cei drept o mână de ajutor de la mai multe persoane care beneficiază de serviciile Centrului pentru Persoane Fără de Post. Vineri dimineața însă, alte două camioane cu alimente care vor sosi de la Uniune vor trebui descărcate doar de către angajați. Cum și spațiul este limitat, până la sosirea camioanelor, aceștia vor trebui să pregătească noua clădire primită în schimbul celei în care erau depozitate până acum alimentele. Cum cheile le-au fost predate abia joi la prânz, oamenii au muncit contra cronometru ca să nu fie nevoit să depoziteze alimente tot în fosta clădire pentru că apoi să le mute din nou. Dacă unii beneficiari nu vin să-și ridice alimentele, listele sunt întocmite de alte instituții decât DSS și nu corespund întotdeauna cu realitatea. Spre exemplu, au venit să-și acasă produsele doar 38 de șomeri, deși numărul acestora este mult mai mare în municipiul Brașov. Primăria, BCR și producătorul de energie termică BEPCO au semnat un protocol. Documentul a fost întocmit după vizita pe care președintele băncii comerciale române a făcut-o săptămâna trecută la Brașov, unde Dili trebuie să soluționeze spinoasa problema termoficării. Pentru a infirma speculațiile că actul ar reprezenta legalizarea unei poziții de monopol, conducerea BEPCO precizează într-un document că nu va fi unicul furnizor de energie termică în municipiu și nici că municipalitatea este girantul societății pentru împrumuturile contractate cu BCR. Noi am făcut o informare celor de la BCR, pentru că săptămâna trecută a fost președintele BCR-ului la Brașov, în care i-am prezentat modalitatea în care dorim noi să soluționăm problema termoficării în municipiul Brașov, lucru care nu îi afectează în niciun fel, iar hârtia celor de la BEPCO prezintă foarte clar că dumnealor nu interpretează că dumnealor ar avea un drept exclusiv în ceea ce înseamnă furnizarea de energie termică în municipiul Brașov. Săptămâna viitoare va avea loc o altă ședință de îndată a Consiliului Local pentru stabilirea sediului a statului de funcții și organigramei pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat, recent înființat printr-o hotărâre de Consiliul Local. Intenționăm ca săptămâna viitoare să mai facem o ședință de îndată în care să stabilim printr-o hotărâre de Consiliul Local, organigrama statul de funcții, de sediul noului serviciu înființat, astfel încât să-l putem înregistra, să avem cifru și în cel mai scurt timp să obținem licența. Brașovenii racordați la sistemul centralizat nu mai au apă caldă de la începutul lunii aprilie. Deși au trecut patru luni de atunci, abia ședința de plen de săptămâna trecută a Consiliului Local a consemnat un mic progres către normalizarea situației. Reluarea furnizării agentului termic către miile de apartamente încă branșate la sistemul centralizat se dovedește totuși a fi foarte lentă, cu toate că ședințele dedicate termoficării sunt toate de îndată. Fluturi și flori pe muntele Tâmpa este numele potecii tematice amenajate în masivul muntos din centrul Brașovului. Drumeții care aleg traseul de la bastionul țesătorilor spre șaua Tâmpei și cel spre treptele lui Gabonii pot afla, cu ajutorul panourilor interpretative, ce specii de lepidoptere și de flore există pe Tâmpa. Traseul montan Banda Albastră din Șaua Tâmpei spre bastionul țesătorilor permitea accesul în mediile de viață pentru diverse specii de fluturi, fără a beneficia de amenajări specifice pentru ecoturism. Turiștii foloseau pentru popas covorul vegetal, ceea ce afecta habitatele fluturilor. Și din conținutul panorilor de informare lipseau până acum date despre prezența numeroaselor specii de fluturi și floră pe tâmpa. Am stabilit un traseu care atinge două din traseele potecile, potecile, omologate ale ariei protejate, respectiv Dunga Albastră și Treptele lui Gaboni, Triunghi Galben. Sunt amenajate cinci puncte cheie pe, pe parcursul traseului în care drumeții se pot odihni și unde pot afla informații despre biodiversitatea arii protejate. Mai mulți voluntari de la Asociația Amicii Salvamont Brașov au montat 10 panouri de informare cu descriere ale speciilor de fluturi și flori de pe muntele Tâmpa, precum și ale habitatelor specifice arealului. Pe lângă rolul de informare s au urmărit și diminuarea efectelor negative asupra mediului generată de turismul necontrolat. Panourile interpretative, șabloanele de marcare a potecii, punctele de observare de tip opas și materialele informative despre biodiversitatea de flore și lepidoptere îi vor ajuta pe turiști să cunoască și să protejeze cele peste 400 de specii de fluturi de pe tâmpa. Panoul amplasat pe drumul cel mai străbătut de turiști, telecabina.belvedere este tradus și în limba engleză. În următoarele săptămâni vor fi realizate și materiale tipărite de informare și prezentare a acestei poteci. În cadrul proiectului a fost amenajat și un punct principal de informare și ghidare a turiștilor sub tâmpa chiar în sala de așteptare de la telecabină. Am uh, creat acel punct de informare sub forma unui televizor pe care rulează non-stop un material digital despre trasele de pe muntele Tâmpa, despre biodiversitatea Tâmpei. Oamenii se pot informa, pot afla mult mai ușor informații și apoi când ajung în, pe Tâmpa își pot alege ce traseu să urmeze. Poteca tematică a fost amenajată de Asociația Renaturopa împreună cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă Brașov, Custodele Ariei Protejate, în cadrul proiectului Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa, ediția 3 -a. Valoarea proiectului depășește 25.000 de lei. Evenimentul dedicat Zilelor Muntelui Tâmpa va avea loc în luna septembrie. 31 din cei 202 candidați prezenți la proba scrisă a examenului de definitivat s-au retras astăzi după ce au primit subiectele. Pentru a obține dreptul de practică în învățământul preuniversitar, profesorii trebuie să ia la examenul de definitivat nota minimă 8. În plus, definitivatul se poate susține doar de 3 ori și în maximum 5 ani de la obținerea titularizării pe post, așa că unii profesori au preferat să nu-și rosească această șansă și au părăsit salile de examen. Cei 220 de candidați admiși să participe la proba scrisă a examenului de definitivat la Brașov îndepliniseră cumulativ trei condiții prevăzute de lege. Au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an. Au primit calificativul bine sau foarte bine pentru anul școlar în curs și au minimum media 8 la inspecțiile speciale de la clasă desfășurate pe parcursul anului școlar. Nu toți candidații s-au și prezentat însă pentru a susține proba scrisă. În brașov s-au înscris un număr de 220 de cadre didactice care susțin acest examen. Am înțeles că 18 candidați au lipsit, iar 31 s-au retras până la acest moment. N-am avut alte incidente, n-au fost eliminați. Acum sperăm ca lucrarea redactată în cele patru ore să întrunească condițiile de a obține minim nota 8. Și mai mulți dintre cei care au susținut examenul predau în învățământul preșcolar. Roxana Hermenian este educatoare de patru ani și după ce a trecut de examenul de titularizare, s-a prezentat la cel de definitivat. După aproape patru ore a ieșit din sala de examen răsuflând ușurată. Au fost accesibile, destul de complexe, chiar am și zis, n-a fost ceva complicat. Acum depinde de cine îl corectează. Dar în rest, ce pot să zic? Bune, nu no, au fost așa complicate ca în alții ani. La ce materie a susținut astăzi? La edu educatoare. Nici celorlalți candidați nu li s-au părut dificile subiectele și speră să obțină nota minimă de promovare a examenului. Am susținut pentru educatori și mi s-a părut destul de ok. Adică nu au fost subiecte foarte grele, dar numeroase. Rezultatele examenului de definitivat vor fi afișate în 11 august la centrele de examen și pe site-ul Ministerului Educațional la secțiunea definitivat. Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Două seri de scurt metraje sub clar de lună. Este evenimentul la care sunt invitați să participe brașovenii pe 11 și 12 august pe alea de sub de la ora 21. Caravana filmelor Next străbate în fiecare an 10 orașe, însă Brașovul este de departe municipiul cu cei mai mulți participanți la eveniment. În acest an, prima seară va fi dedicată nominalizărilor la Oscar, iar cea de-a doua celor mai aplaudate scurt metraje românești de la festivalul de film Next desfășurat în acest an. Joia și vinerea viitoare brașovenii sunt invitați să-și de acasă pătul și să vină la un picnic la ceas de seară sub tâmpa însoțit de cele mai bune proiecții de film din cadrul caravanei filmelor Next. Spectatorii vor viziona în aer liber de la ora 21 o parte din cele mai bune scurmetraje din sălile de cinema, producții naționale și internaționale. Ave Maria, Șoc, Totul va fi bine, Bâlbâitul și Ziua 1 sunt cele 5 scurtmetraje care vor fi proiectate pe ecranul de sub tâmpa în prima seară. Vineri, 12 august, pe ecran vor rula scurmetrajele românești Prăjitorul de pâine, Te mai uiți și la om, Vacanța la țară, Azi, nu? Dispozitiv 0068 și Paperbag. De două seri de scurtmetraj, un program care se numește Oscars Night, sunt cele cinci scurtmetraje de ficțiune nominalizate la premiile Oscar anul acesta, printre care și câștigătorul, Stutterer, bâlbâit. Uh, și în a doua seară prezentăm un, o selecție de scurtmetraje românești de la ediția de anul acesta a festivalului de film Next, care s-a încheiat în aprilie în București. Intrarea este liberă, iar cinefilii sunt așteptați cu pături pentru că băncile existente în zonă sunt foarte puține pentru numărul mare de spectatori. Dacă la prima ediție au participat în jur de 1200 de persoane, anul trecut numărul celor care au vizionat filmele de sub tâmp a trecut de 2000. Organizatorii spun că orașul de la Polele Tâmpe este pe primul loc la numărul de spectatori din cadrul caravanei filmelor Next. Ne bucurăm foarte mult că acest eveniment, Caravana Filmelor Next, revine la Brașov pentru a treia oară. Când am lansat invitația Festivalului Next, ia în considerare și Brașovul ca locație, eram convinși că va avea mare succes. Anul acesta ne așteptăm ca zona dintre agrement și bastionul țesătorilor să fie neîncăpătoare. Caravana va ajunge și în acest an în 10 orașe din țară, iar locurile de proiecție a scurtmetrajelor vor fi dintre cele mai neconvenționale: piețe centrale, pajiști, parcuri sau grădini. Primăria Brașov a alocat aproximativ 32.000 de lei pentru acest proiect, valoarea totală fiind de 46.000 de lei. Parcul Central a găzduit astăzi, puțin după prânz, flashmobul organizat de Academia de vară Kronstadt. Până săptămâna viitoare, profesori de talie mondială susțin la Brașov, Sinaia și Bușteni cursuri de oboi, clarinet, fagot și muzică de cameră. Cursanții vin din cinci țări, sunt în număr de 32 și au făcut o mică demonstrație în Parcul Nicolae Titulescu la care brașoveni au asistat cu plăcere. Cursurile KSB Academica, organizate de către Ludovic Armin Cora, de origine brașovean, au scopul de a crea întâlniri profesionale între tinerii din învățământul preuniversitar, universitar și postuniversitar și muzicieni de renume internațional. Participanții la cursuri vor susține mai multe concerte alături de profesorii lor în cele trei orașe în care au loc cursurile. Vineri, de la ora 17, Biserica Neagră va găzdui un concert minunat susținut de profesorii Academiei, iar în 6 august, la Bastionul Săsătorilor, va avea loc un concert al participanților în aer liber de la ora 19.30. Pregătiri în toi în școlile și grădinițele din Brașov. Se lucrează în 72 din cele 85 de școli gimnaziale, colegii și grădinițe din municipiu, mai ales la lucrări de igienizare. Sunt lucrări care se încadrează în categoria investițiilor care sunt în continuare, să spun așa, și se derulează și în acest moment. Discutăm de uh, colegiul Meșotă și vedeți în ce stadiu se află și face parte din această categorie. Uh, și de asemenea avem uh, alte lucrări de igienizare, de reparații și de uh, amenajări în incinta unităților de învățământ pe raza municipiului Brașov, vorbim aici de școli generale, de colegii sau de grădinițe Patru unități de învățământ, școala 2 și grădinițele 9, 23 și 26 vor intra și ele în șantier pentru reabilitarea rețelelor de apă canalizare și a rețelelor de încălzire. În ultima ședință, consilierii locale au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți acestor lucrări pentru care au alocat 2,5 milioane de lei. Se lucrează în paralel și la montarea centralelor termice pe gaz în unitățile de învățământ care fuseseră acordate la Tetcron, dar și la mai multe săl de sport pentru a nu fi în situația pe care am parcurs-o în perioada trecută, am luat și aceste măsuri de siguranță, în așa fel încât să rezolvăm problema atât apă caldă cât și căldură pentru orice eventualitate la nivelul unităților de învățământ, în special la grădinițe, pentru că e foarte uh, neplăcut ca părinții să aibă copiii la grădință și acolo să nu aibă aceste lucruri asigurate. Reprezentanții primăriei speră ca lucrările să fie finalizate până la începerea anului școlar. Încă 12 profesori brașoveni au șansa să prindă un post titularizabil. După afișarea rezultatelor contestaților la examenul de titularizare, 11 dască le-au primit după a doua corectură note între 7 și 7,99, iar unul chiar peste 8. Mai bine de jumătate din candidații înscriși la examenul de titularizare au luat note peste șapte, medie care le oferă posibilitatea ocupării unuia din cele peste 200 de posturi titularizabile din județul Brașov. Doresc să felicit uh, colegii care au susținut acest examen pentru că au avut rezultate mai bune decât anul trecut în sesiunea 2015. Uh, aproximativ uh, 50% dintre candidați îndeplinesc condiția de medie pentru titularizarea pe un post sau o catedră în învățământul preuniversitar. Din cei 571 de profesori care au predat lucrările, 75 nu au reușit să primească nota 5 la examenul de titularizare. Cei care au note între 5 și 7 pot prinde un post de suplinire în specialitățile pentru care au susținut examen. Contractele de la miezul nopții la FC Brașov. Presați de apropierea primului meci al sezonului care se va desfășura sâmbătă, oficialii lui FC au intensificat discuțiile cu jucătorii, scrie Monitorul Express. Contractele cu galben negri aflați în cantonament la Tărlungeni s-au semnat miercuri noaptea. Antrenorul Cornel Țălnar va renunța la Simone Dobre, care se va întoarce la Dinamo din cauza unor probleme medicale, dar și la Sânduleac, jucător testat în amicalul cu Flacăra Moreni. Au semnat în schimb angajamentele Iacob, Căucă, Ignat, Vlășceanu, Poverlovici, Șerban, Potecu, Ciobanu, Stan, Săftescu, Manole, Goge, Codoban, Popa, Munteanu, Sfrijan, Răducani, Strati, Grigorie și Avram. Directorul sportiv Florin Ghimbășan și team managerul Claudiu Cazan vor merge vineri dimineața la Federația Română de Fotbal pentru a înregistra contractul. Adversar schimbat pentru handbalistele de la Brașov. Jucătoarele Coronei ar fi trebuit să joace în prima etapă a Ligii Naționale la handbal feminin pe terenul formației HM Buzău, care urma să înlocuiască pe HCM Baia Mare. Gruparea buzoiană a anunțat însă că nu poate participa în noul sezon al primei ligi pentru că nu a reușit să strângă bugetul necesar. În aceste condiții, Federația Română de Handbal a invitat-o în Liga Națională pe Cetate Deva, iar președintele echipei a acceptat invitația, deși formația sa se pregătea de divizia A. Oficialii Devei nu au nici ei toți banii, dar speră să strângă diferența de circa 100.000 de euro decât mai au nevoie de la Consiliul Județean. În aceste condiții, în prima etapă a noului sezon, Corona Brașov va juca pe 11 septembrie în deplasare cu Cetate Deva.